Vreau să fac un band cu cover-uri arabești. Adică aș încerca să schimb cumva, dar în același timp nu vreau să o schimb, știi? Eu să rămâi conflict, tu la fel, da. Să nu te schimbe pe tine, da, nimeni de pe poziție. Nu pot să vin la tine doar că ai vizualizări, de exemplu. Nu, eram la studio și... Stai seama, la studio mai greșești, mai până vezi piesa, nu eram nici eu un mare... Adică stăpâneam așa totul în regulă și nu mai știu, mi-a zis... Când scau în cur și... Cântați ca un curs și vreți hituri sau nu mai țin minte cum mi-a spus exact, sincer să fiu. Când eram mic am mai fost la psiholog, știi? Era mic, aveam, nu știu, până în 20 de ani. Tu ești musulman? Eu n-am nicio religie, ca să spun sincer. Salutare tuturor, dragi prieteni, bine ați revenit la un nou episod, marca A Meritat Podcast. Am un invitat în fața mea care mă face să râd de câteva minute bune. Îmi este foarte, foarte, foarte drag, știe treaba asta, ne știm de mulți ani de zile, mi-a fost invitat de multe, multe ori și nu doar atât, dar mi-a fost și coleg. 4 zile am fost colegi. Nadir, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit, da, mă, să știi că acum... 4 bă, zile. Bă, da, și chiar mă gândeam acum câteva zile, m-am întâlnit cu cineva din producție și mă gândeam să văd de ce am fost și prezentator, nu mai știu cum îl cheamă, sincer să fiu, dar mi-aduc aminte că era, chiar nu mă așteptam să zice, mi-aduc aminte că era, cum îi zice, era toată lumea uimită, bă, ăsta știe să citească de pe prompter. Vezi că am avut chimie. Pă bune, da, am vezi avut că, da. Și vezi că știe fată experiența, da, adică da, știe, am schimbat vreo 7-8 acolo. Că eram singur acolo, da, dar asta mi se pare. Dom'le, cum adică știe să citească de pe pro, e nasol cu prompterul? Mie mi-a plăcut. Adică pot să mă laud. Hai de nu mai zice că nu depindeam de prompter, că la un moment dat ai văzut că vorbeam lejer. Da, după la 5-a zi. La 4-a zi, dacă mai era și a 5-a era în forță. Da, de ce n-a fost și a 5-a zi? De ce n-am mai continuat? Nu ne-am înțeles la bani. Păi dacă toți m-ați lăudat că știu să ce am crescut și-o prețul. Dacă mi-a zis, domnule, cum citești de pe prompter, citeam și urle și urle. Dar ți-a plăcut? Da, serios. Da, chiar mi-a plăcut, serios. Și? Mi-a plăcut pe mâine. Ce s-a făcut? Nu am înțeles la bani, auzi, chiar, ăsta e adevărul, acum puteți să zicem, nu? Ce zic, e cu cat? Nu e cu cat, ce dracu. Aflase cât câștigam eu? Nu, că așa veneam, dacă... Ce bă, las că-mi dă ea. Nu, mă, dar mi-a dat ceva, dar nu... Zic, bă, stau departe, nu mi-am de nu puteai benzină. Nici de benzină. Rovineta, cu aia nu... Da, lăsându-mă deoparte, mi-e chiar... Păi glumă. Mi-a plăcut perioada aia. Și mie, chiar mi-a plăcut. Mi-am dorit mult, chiar vorbisem cu producătoarea, parcă era cu... Așa? Și am zis, bă, chiar mi-ar fi plăcut, dar... Da. Nu merge nici așa, că aveam, zis, mai bine vă dau eu, că măcar dacă mă întreabă cineva, zic, nu, domnule, am plătit eu să fiu prezentator, decât să vă luați la mișto. Aveți șansă, nu? Ceva rău. Oh, nu mă Doamne ajută, dacă întrerupem, dacă s-a filmat până aici, să știți că e băiat. Ce faci, mă, Nadir, că mi-era dor de tine? Ce ai mi să mă, uite, a meritat drumul până aici, mă, a meritat drumul, stai așa să terminăm, să vedem dacă am... Ce să fac, uite, treabă. Treabă, nu? Treabă multă. Așa, dar însemnând ce? Păi, orice, bani să iasă. Afaceri, case, muzică. Da, da, cu muzica mai pușor, după cum ai văzut, dar ca o trupă, ca o să-mi fac trupă, de asta am lăsat-o mai ușor. Am vreo 6-7 piese gata. Ce trupă? De dansatori. Îți faci trupă? Da. Păi să mai poartă trupele. Păi, nu știu că eu sunt vintage. Ce te-a apucat ea? Serios? Îmi doresc, da, nu mai pot să cânt cu stick-ul. Mă simt așa, ca și cum, nu știu, obligat. Nu, chiar am avut o nuntă. Te referi la band? Da, band. Band. Păi nu, trupă. Credeam un fel de 310. Ne apucăm de... Nu, band, așa, band, în fine. Așa. Sorry. Da, și caut și nu găsesc vorba lui... Păi hai să anunțăm, hai să dăm... Da, să anunțăm cine... Dar ai pus și tu un anunț, ceva, măcar... Bă, am fost la câteva repetiții cu câțiva băieți, aveau... E și greu să găsești band dacă n-ai puse concerte. Și eu cum să-ți iau ție acum la botez să te încurc? Să zic, hai, Nasrin, că vin cu păi da, band-ul și eu să vin. Păi da, de vorbește și tu, ia legătura, mergi la-i veni, ai cum, bă, pe bune. Păi nu, da, în sensul că nu poți să iei o trupă de undeva, să... Da, bă, că... Da. Dai seama, în două luni vin cântă de unul, nu poți să anunț pe cineva că mi-am făcut band și eu să... N-am... Bine, hai pe 15 vinul. Păi stai că... E chiar așa. Și pe ce adică nu poți muzică, să fac așa. Pe ce stil de muzică vrei să mergi? Băi, sincer să fiu, vreau să-mi fac acum fără mișto. Da. Că putem să... 5 minute seriozitate. Vreau să fac un band cu cover-uri arabești. Îmi doresc eu mult să cânt în arabă, e visul meu. Să, pe bune, fără grunte, că nici mie nu vine să cânt, da. Vreau să cânt în arabă, știi? Și e foarte greu să găsești trupul, da, da.
Păi adică să fiu greu să găsești la noi. Da, mă rog, e doar greu. Tu ai cântat, doar tu ai fițorisul, nu ai nevoie doar de instrumentiști. Da, da. Dar e greu, e greu. E greu și e greu și pentru mine, că nici eu nu e foarte greu să cânt, adică muzică orientală, știi? Am niște idei. Dar nu vreau, da, dar nu vreau să mă las. E visul meu, sunt cum să spun, eu nu știu. E mult zis, sufăr, dar cam sufăr că nu fac asta. Dar tu ai început foarte mișto aici, dacă stăm așa să ne gândim, după participarea la X-Factor, tu ai și câștigat X-Factor? Nu, sau? Nu, am fost în... Ai ajuns departe. Semifinale, parcă, da. Și oricum, oamenii te știu mult mai mult pe tine decât pe da, alți am fost câțiva care am, emisiuni. Da, am fost... Mă refer în general, nu doar de acolo. Da, da, da. Adică ai fost pe Vale, ai avut colaborări super mișto și cu Loredana ai cântat, adică a făcut Ravagii piesa și multe altele. Am relansat-o. Ai... mai zice cineva, e glumă. Bă, sunteți nebun la cap, bă, ce păi, că am făcut cu femeia asta. Da? Chiar așa, zic, bine că a vrut să facă femeia piesă cu mine, domnule, era mai nebună puțin așa. Nu. Pentru mine a fost o experiență mișto și mulțumesc încă o dată că chiar ai acceptat din prima ea. Pe, nu m-a așteptat. De la tine venise propunerea? Da, de la Randy, am zis și eu eram, zic, n-are cum să facă, nu sunteți nebun. Adică, da. Știam că suntem pe nu Val, că suntem, dar era nalor, dar și peste 30 de ani, știi? N-ai, sunt niște nume care nu poți să le poți zice acum că, nu știu, în fine. Și a acceptat din prima, zis, da, poate a venit, a plăcut, a schimbat, a da, și piesa a fost șlagăr. Și piesa și acum, dacă și acum se dă, se dă și acum, că mă mai pe credit, da. Se dă și acum, că mai intră credit, nu, chiar se dă, chiar se dă. Păi și cu visul ăsta l-aveai de atunci să cânti cover-ul arabești? Păi... Eu practic cel mai mult simt muzica arabă, știi, adică aia mă, o simt eu muzica, mă, dar am și la manele, că se pupă. Da, cu manele de și cum, cum n-am făcut? Am făcut? Cu cine? Am făcut cu Țancă și cu ai Bogdan de la Ploiești. Ai făcut cu Țancă una, da, știu. Da, ai apărut și în videoclip, da, cu Bogdan de la Ploiești, nu? N-a da, cu ei. Ați făcut clip? Da, 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 și mai urmează. Una, mai urmează mai facem, sau v-ați oprit acolo? Nu, mai facem, mai facem. Dar piese mișto și să fie... Ritmată. Ritmată. De... Să placă la toată lumea. Să placă la toată lumea. Să placă la toată lumea. Auzi, dar tu de când ți-ai dorit să fii cântăreț? Ăsta a fost visul tău de mic copil? Da și nu. Eu, adică mi-am dorit de mult să... Eu mi-am dorit să fiu ca tata de mic. Știi, asta era visul meu. Și tata practic făcea business și l-aș prins cânta. Câte puțin. Și practic așa am început și eu. Știi, la șprițuri, la... Șprițuri, când se îmbăta tata. Păi, dar când ți-ai dat seama că e și voce acolo, că e și talent? Păi nu, îmi dădeam că el cânta prin casă, de la tata, știi, cânta prin casă și făcea el foarte mișto. O să mi se pare mie să toți arabii au voce. Da, s-a văzut și că arabii, țiganii, negri... Nu, dar vorbesc serios, deci arabii... Da, n-ai văzut că la negri din 10-9 cântă, la țigani din 10-11 cântă, la arab la fel. Da, adică e acolo... Da, nu, e ceva nativ, nu știu, da, cumva, e, da. Păi nici eu n-am nimic, n-am făcut școala de muzică. E lăsați că dumneavoastră aveți din plin. Așa. Păi nu, adică, bine, am făcut cantor. Nu e doar de cântat sub duș, adică la tine e mai mult asta. Chiar una. Dar vreau să fac și asta, vreau să învăț să cânt la acordeon, acum am altă. Foarte tare. De vreo 3 luni de zile. Ai început? Uit. Nu, încă n-am început, dar mi-am comandat, bine mi-am comandat, trebuie să-mi comand, că nu știu exact de care să-mi iau. Și vreau să mă balanam. Mi se pare ceva mișto, nu știu. Place mult de tot. E mișto și cu cât e mai complex și știi mai multe și știi să cânti mai multe instrumente, cu atât e, cred că și să faci show. Nu neapărat de show. Hai că dar, ține și de da, show. Bine, normal că e altceva. Îmi place de așa să stau în casă, poate să mă iau acolo să cânt. Mi se pare mișto. Hai să mergem puțin așa în copilărie, că aici la podcast așa e și mulți prieteni. Am prieteni care mă imită și zic... E regresie, ce? Da, și zic, băi, la tine la podcast vorbești cu toți invitații de copilărie. Da, mi se pare foarte mișto, chiar dacă poate un invitat... Azi e o gură de apă dacă intrăm. Te rog și mai avem din plin... Ai mai povestit poate multe lucruri, dar na, fiecare emisiune, podcast, ai văzut cu publicul lui și slavă cerului avem public din ce în ce mai mult. Tu nu te-ai născut în România, oricum oamenii știu lucrul ăsta, te-ai născut, nu e un secret. În Libia, da, în Libia. În Libia. Și zi-mi puțin venirea asta în România, cum s-a produs? Păi, din ce știu eu așa din familie, din ce am auzit pe la televizor... Din ce ai citit prin ziare. La un moment dat mama cred că a vrut să se întoarcă. Așa. Da, deci el tata a plecat. A venit aici în 72. S-a îndrăgostit. Facultatea s-a îndrăgostit. A terminat-o și a prins un contract în Libia. El e din Irak, curt, din Irak. Și a prins un contract în Libia la centrala nucleară sau ceva genul ăsta. Și acolo m-am născut. Bine, s-au născut aici doi frați de-ai mei în România, cei mari. Și apoi în Libia am născut eu și cu fratele, cei mai mici. Sunteți patru. Da. Și
după revoluție sau ceva genul ăsta, cred că mama a vrut să întoarcă la familie, era așa, a vrut să rămână acolo, a fost plecat, trebuia să se... Nu mai știu exact să spun erai exact toată povestea, da, era mic, pe 188 născut. A, deci nicio șansă să... Da. Țin minte doar dacă intrăm și hipnoza. Dacă facem cu tot. Mai târziu. Ne facem cu tot, o zic exact. Dar ne-am întors și a rămas aici. Dar tu limba arabă o știi la perfecție, nu? Nu știu, eu sunt singurul care nu știe din familia noastră, restul a făcut și acolo... Da, știi, înțelegi. Știu, da, știu, dar nu știu la perfecție. Restul, toți frații mei știu și scris, vorbim, nu știu ce, eu sunt mai... Și tu ce? Eu sunt mai... Păi nu... Unde te-ai pierdut? Practic am învățat în casă, nu am fost la școală arabă, știi? Da. Dar și asta vreau să o fac și o să o fac, tot zic că mă apuc să învăț bine și... E acolo pe listă? Vrei da, să e pe listă neapărat. Sunt niște chestii care mă supără pe mine în interior, așa am eu. Vrei mai mult de la tine? Da, vreau neapărat treaba asta, dar tot timpul și cum e, le mai lași, le mai, nu, parcă de ce exact lucrurile pe care trebuie să le faci, le mai... Da, dar n-a fost prioritar, adică nu e ca și cum ai stat degeaba, ai făcut normal, da, nu am, e ca și cum am stat degeaba și n-am făcut asta, dar era timp, adică exact. O oră pe zi, o oră pe... La două zile, dacă ești că n-ai timp, e problemă. Cum erai tu copil? Erai un copil năzdrăvan? Erai rău? Erai afurisit? Eram răsfățat rău de tot. Da. Eram răsfățat rău, dar să zic că am fost un copil bun din tot din presă. Că tu nu ți-mi minte asta? Tot ce am citit. Am fost un copil bun, mă educam bine de tot familia, tata, mama și apoi sormea a fost... Stâlpul. A fost, da, când deviam... lesa mea, cum să vezi. Serios? nu știam de frică, că n-am fost bătut niciodată, n-am, dar am învățat ea cumva, nu știu, a avut un talent de ăsta de mamă. Ce era tare. Cumva, da, nu știu cum a făcut. A rămas relația asta așa unită da, și da, tot timpul e cu sormea, sunt, da. Da, chiar dacă nu vorbim ceva, așa ne avem așa, nu știu, parcă simt că cu ea am cea mai mișto relație. Serios? Da. Ce diferență între voi? Ea e 77, 11 ani. Nu, a, nu, ba, nu, stai mai mult. Ba nu, 11 mai ani, mult? 11 ani, 70, oricum e destul de mărișică diferența. 11, da. Și e mișto că ai putut să o vezi totuși ca pe o soră, dar cumva crezi că a înlocuit și figura asta maternă? Da, înlocuit-o. Ai reușit să fac asta, nu? Da, înlocuit-o, dar a fost și așa, a fost și cum e, că frații mai mari au grijă de frații de obicei. Da. Și ea chiar m-a știut așa cum să mă, tata zice, mai era tot timpul cu afacerile lui, cum n-a avut timp mereu să mai a luat de la școală, trimitea șoferul sau ceva, n-a fost, adică păreau mișto lucrurile, dar de fapt trebuia, și a avut grijă de chestia asta. M-a învățat, m-a luat la muncă, mă punea să muncesc, îmi dădea bani. Și zi puțin cu cântatul ăsta, de când ai început așa să o iei foarte în serios? Ai participat și la concursul, la festivalul? Dar serios, hai să zic eu cum a fost în serios. Am zis că plec din țară să fac masterul în Elveția. Deci mare? Da, mare. La 2010. Da. Da, și aveam vreo 22 de ani, nu? Aveai ceva, adică nu de mic, n-ai început și să mergi la concursuri, la nu, cântam la grădiniță, la corul biserice. Nu, am cântat la fratele meu la nuntă la 11 ani, 12, 13 ani, nu știu cât aveam. Adică eu cântam, dar nu m-am luat în serios. Puteai să cânți o grămadă de timp, tu dai seama? Da, dar în rest cântam așa, n-am fost. Eu zic ce am făcut cu adevărat. Am plecat acolo și nu mai aveam libertate. Eu cântam zi de zi, trăs pe acolo, pe la noi, cu oameni, dacă zi de zi. Adică cântam, nu era o chestie care mă cântam atât la lună sau ceva. Dar nu într-un mediu profi, să zic. Cântam așa, cu prieteni, îmi plăcea Marcel Pavel, cântam, prostii. Și, adică nu... Operă, da, Marcel Pavel e sufletul meu, eu sunt fanul cel mai tare al lui. Pe bune, chiar mi-a plăcut de mult de tot, sunt nebunit după vocea lui și e și un băiat super. Și... Am plecat în Elveția, am zis, la master, n-avea treabă cu marketing și așa. Așa. Și acolo, cu adevărat, mi-am dat seama că îmi place muzica, că nu mai puteam să mă dă seama, nu mai eram eu. Eram undeva la 10 noaptea, nu mai aveai voie să... Eu țipam în casă, cântam, nu știu, și zic, mamă, ce... Mi-am dat seama că îmi lipsește mult de tot muzica, știi? Până atunci, ca și aia cu până nu pierzi pe cineva, nu... Dar nu știu, o sora ta, cineva, n-a zis, băi, dar stai că ăsta chiar știe să cânte în casă. Ba da, cumnata mea a făcut pasul ăsta prima oară și m-a scris, era prietenă, frate-mi era prieten cu Costi Craioveanu, soțul, cum o cheamă, de la clas, ia uite, bă, că am stat pe... Da, știu de cine zici. Nu... mă faci de râs acum că și-a mai știu. Da, eu de fapt nu știam pe Costi, eu știam, uite că nu-mi vine acum să întâmplă prost. Blonda. Da. Da, e o fată super și cu ea și m-am scris. Iartă-ne, capitan. Da, e să știi că iartă-ne. La mine de la sarcină, la eu nu știu la ce.
Mamă, vine să iau, nu, că iau telefonul, că nu pot să stai pe limba. Cine găsește primul? Stai așa, mi s-a blocat, nu mai știu parola. Doamne ferește. Doamne ferește, ce rușine, stai. Cum se scrie? Mihaela. Mihaela, mă, ce prost. Ce nume greu. Dar nu, că m-ai băgat în niște memorii și nu mai vreau. Oricum eu sunt prost la nume, dar o știu bine de tot. Adică am lucrat cu ea, nu e ca și cum a fost un... Și eu o cunosc, ne ierți, așa. Și fratele meu fiind prieten cu soțul ei, când m-am întors în Elveția, ne-am dus la munte cu ei. Și acolo am zis, hai că te înscriu la Crina. Și m-am înscris la Crina. Crina Mardare. Da. Îngerul meu păzitor pe partea muzicală. Îngerul multora, da. Da, e super. Crina e o femeie... Da. Nu mai sunt... Nu știu dacă mai e una, nu că mai e multe. Așa e. Chiar e super, super, super. Mulțumesc. Cel puțin o dată pe săptămână mă gândesc la ea și mulțumesc, tare. Serios. Foarte tare. Și m-am dus la ea direct. N-abar n-aveam, nu era... Ai ajuns la cine a trebuit. Da, direct, dintr-o... Practic nu într-o greșeală că m-am scris ei, dar am ajuns direct. Dar ai fost bucuros când ai aflat de veste că ajungi la ea pe mâinile ei? Adică n-ai zis, am lăsat-mă totuși. Niște emoții, că eu nu știam, eu cântam, dar după, nici măcar după ureche, după picior. Și ce ți-a zis? Picior. Și mi-a zis... E ce trebuie? Cum e, brânză bună în brânză de câine. Da, da, da. Și apoi când a simțit ea cumva că sunt... Că am acumulat destul sau nu, cred că oricum n-acumulase, mi-a zis, băi, pot să zic, pă, nu ne taie nimeni, băi, m-am jurat un pic, e așa vorbește mai, dar e super. Zice, vrei tu. Mi-a zis frumos, nu mai știu, băi, tâmpitule, băi, nu mai știu cum a spus exact, vezi că te-am înscris la X Factor. Mamă, și mi-a căzut cerul, zic, Doamne, cum să mă înscris la X Factor, ce fac eu acolo, nu știu, eram... Nu cântasem niciodată, nici măcar în fața 5 oameni străini, nu că... Mamă, eram, am fost distrus. Ce mă, tremura, era cu tremură, mai ales la audiții și la așa? Da. Nu știu cum să-ți explic. Nu știu dacă există emoțiile pe care le-am avut eu. De seama, era pe Super Val, era... Al cât era sezon? Al doilea, cred. Al doilea sau al treilea, nu? Mă rog, cam al doilea. Al doilea, era început totul, na, na. Și am fost... Noua, na, a fost un... Nu eșec total, să zic, că până la urmă m-a ajutat enorm. Adică dacă nu eram X Factor, a fost cea mai bună decizie. Ai avut emoții, ți era teamă, e normal. Că nu mai făcuse asta. Da, chiar nu făcuse, adică eu eram, bă, ai cânti, gata, ești pregătit, ce voce ai, ce nu știu ce. Adică era o... Și este o voce, dar degeaba, că nu e totul mai vocea. Mai știi ce piesă ai cântat? Moves Like Jagger, parcă audiția. Da, Moves Like Jagger, mi se pare. Și? Ai făcut ravagii. Eu țin minte. Erai frumușel, slăbuț, da, tinerel, era slăbuț, erai și frumușel. Nadir, ce mai o să de numele Nadir, era... Da, 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 a fost mișto. N-am făcut ravaje, de ce să zic? Hai că ai făcut. A fost ok, adică ai fost... s-a văzut că, bă, l-a avut emoții, are cu ce. Ai rămas printre figurile foarte cunoscute, ai rămas acolo. În da, tot. Da, pentru am fost... Pentru că sunt foarte mulți care trec la diverse concursuri de astea talente și se pierd, da, chiar dacă sunt talentați. Da, corect. N-au acel ceva, tu l-ai avut. Da. Sper că încă îl mai am. Asta nu știu, asta, nu pot să zic. Asta am putut să... Vom vedea. L-am avut. Deci a fost. Dacă a fost, cine a avut o să mai aibă sau cum e. A fost o experiență foarte mișto. Ce ai învățat de acolo? Foarte. Păi nu, practic, nu știu, nici cu bani nu poți cumpăra ce înveți acolo. Și nici cu bani nu poți cumpăra prezența aia în prime time pe o lună de zile, două luni. Și mai văzuse-i vedete, în realitate, luase-i... Băi, eu n-am fost așa... nebunii să mă... Dar mi-a plăcut, știi? Adică am învățat multe de la Dan Bittman, e un om foarte mișto, ne-a învățat acolo, venea cu noi. Adică am fost, nu? Da. Am văzut niște caractere, știi? Că mulți s-au stins lumile, dă-i mă, lasă-ne cu copiii ăștia, sau știi? Sunt, clar. Era cei mai mulți. Dan Bittman și după terminarea. Nu, era mai mișto după. Era după chiar venea, adică a venit la noi acasă, acolo unde stăteam în... În căsuța aia de unde mai evadam eu. Da, că voi trebuia de să unde stați... mai evadam eu. Voi, voi ați stat cu toții... Da, 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 am stat acolo undeva și eu plecam, că nu eram, nu puteam, eram... De unde plecai? Sări gardul. Și te duceai unde? Domnul Popa, cât m-a înjurat domnul Popa. Vorbesc serios? Da, hai zi acum. Breaking news! Domnul Sorin Popa sau cine? Domnul Sorin Popa, așa. Domnul săracule, nu m-a scos. Și ținea cineva de șase când fugeai? Da, și până la urmă m-a turnat unul din angajați, din aia, vezi că ăsta a plecat, nu mai știu ce, nu mai știu ce noi am făcut. Și pățise ceva, te amendați? Da, mi-a zis că mă scoate din concurs, că mă, și-a zis, scoate-ți, ce să vă fac? Și nu m-a mai scos. Bă, tu știi că și-ar dori să stai aici în locul tău? Exact, tu. Scoate, scoate-ți. Pentru cine? Spusese... Nu, 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 n
nu vreau să zic aici, dar na, că nu e vorba de laudă sau ceva, dar nu puteam, vedeam niște copii care erau triși cumva, care deschideau frigiderul, ziceau, mamă, câtă mâncare, mă nebunea. Tăteam așa, nu eram obișnuit, eu n-am fost, nebuneam, eu trimiteam hainele, nu lăsam să le spele acolo cu toată lumea, eu am avut și eu niște chestii de-astea din copilărie, eu nu spălam hainele nici acasă. Da. Eu mi le puneam separat pe ale mele, doar pe ale mele, serios. Deci, era cu frate, cumva prea multă lume pentru tine, aveai nevoie de intimitate. Și când am văzut că dau eu acolo hainele și nu, bă, zic, nu, Doamne ferește, și am zis, bă, măcar asta lăsați-mă, să-mi dau hainele, vrea cineva, mi le-a luat, mi-a aducea, zic că nu pun, am deci, nebunesc. Deci al nostru e... Da, nu neapărat, dar așa eram atunci, eram, acum mi-ar fi plăcut să stau așa cu mai multă lume, știi, să că atunci nu îți dai seama, aproape, se părea ceva nasol. Și de-aia ai fugit. Mai venea udirea dimineață, bă, piciorul, drepturile femei, nu, fost... ordine mondială. Ai fost cu Udi în aceeași ediție? Masoneria, Illuminati, ăla era nebună, ăla era, nu mai știu acum nimic de el. Udile? Da. Da, e un personaj, Udile e... Și super talentat. Da, e super, super, super talentat. E pe bune, ăla e talentat, da, rău e, de tot. E, e, dar e un personaj. Este. E wow, e mișto rău, Udile. Da, ține legătura, ține legătura, da, cu... Da, 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 mai vorbit că l-am... Concurenți din ediție? Păi, cu... În afară de Joe... Și Joe a fost atunci? Da, a fost cu mine, așa am cunoscut atunci. Și ne-am prietenit păi super bine, da. Păi a fost mai tare ediție, stai puțin, că de acolo au ieșit vedete... Da, de acolo chiar au ieșit, a fost... Tu, Joe, Udi? Udi, mai sunt, dar iar mă iei așa și nu vin... Tudor Turcu nu a fost Tudor atunci, Tudor Turcu, ba, da, el a câștigat. El a și câștigat. În ediția aceea a fost? Da, 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 el a câștigat. Dar cum v-a adunat pe toți atunci? Nu știu, da, a fost... Chiar au fost, de atunci, nu știu dacă, de atunci a fost Ristei care a mai rămas și e, știe toată lumea de el. Nicoleta nu, că a fost mai târziu. Nicoleta nu, că nu știu dacă a fost la Voce și după aia a fost aici. Da. Cred că a venit și acolo. Nu, sau la Voce, dar sau, nu știu la X-Factor, sigur, când era și Bănică, Ștefan Bănică în jur. Da, 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 nu, așa e, așa e, așa e. Da, da, da. Cu Joe, care suntem prieteni de familie, ne-am prieteni foarte bine, foarte bine, foarte... Da, cu tatăl ei suntem așa, e fratele meu mai mare. Ce tare. Da. Și ea e foarte mișto și, da, 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 da. Și super talentată. O piesă împreună pe când? Să știi că am avut una. Așa, și n-am apucat să o lansăm, serios. De noi ce? Mereu am. Uite, chiar o să facem o piesă împreună. Gata, Gio, ți-am pus gând rău. Ai zis? Am avut una, trebuia să o lansăm și nu mai știu ce s-a întâmplat cu ea. Acum s-au schimbat atunci puțin... Nu mai știu să spun exact, că n-am vrut să vorbesc prostii. Ți-am zis când ai venit și aici, ce faci cu muzica? De ce nu profiți mai mult de vocea ta, de talentul tău? Îți promit. Că ai timpul. Jur cu mâna pe microfon. fac neapărat, vreau ți să fac. Ți se pare grea industria bă, asta? Bă, spun sincer. Acum zic niște chestii așa în premieră, da, dacă tot am meritat să vin aici. Mie prea îmi place perversitatea. Și în domeniul ăsta, și probabil... Și nu doar în ăsta. Îți spun asta acum, despre asta vorbim, nu pot să fac muzică pe șantier. Și acolo e, mai rău. Sunt mulți care zrâd, pe aia te vorbesc, pe aia te așa și eu nu că nu suport, la modul că fac urât. Fac urât, eu fac urât, la băutură și la perversitate. Asta sunt două probleme. Asta sunt unde fac urât. La băutură în ultima vreme, înainte îmi dădea bine, acum nu mai suportă ficat. Și nu pot, adică la modul că zic pe față, nu pot să mă ascund, să zic, a, da, azi plec de aici, zic, dă un, știi? Adică zic direct. De bă, oameni de genul o să dai toată viața ta. Știu, da, 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 pot să mă, nu sunt obligat să trăiesc cu ei. Și atunci nu pot să mă duc la, eu nu m-am dus la evenimente, că nu m-am mai dus după aia. Și îmi pare rău că nu m-am dus, că uite, am pierdut din cauza asta. Dar nu pot să mă o să râd cu tine dacă nu-mi place de tine și știu că nici ție nu-ți place de mine. Sau gen, pe ara, nu știu, înțelegi și oamenii înțeleg și ei. Dar ai rămas așa un gust amar după anumite episoade? Da, sau? Da, 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 am rămas așa, după mulți care vedeți, eu nu, care își bat joc de oamenii noi, uite cum eram noi de la X Factor, toată lumea avea impresia că suntem toți veniți cu barca cu metrou și încercau să ne ia 80% și eu n-am avut această, cum se numește, diplomație, ca să pot să zic, îmi pare rău, nu pot. Eu îți iau direct alea. Și asta e problema. Și alea și... Și alea și pe aia. Da, ai rămas în relații bune. Pare rău că n-am această diplomație. Tot am încercat să lupt cu ea, dar nu pot. Mă enervez și acum când îți povestesc. N-ai lăsat loc de bună ziua? Nici măcar de altceva. Da, nu pot. E greșeala. Ce zodie ești, mai băiatule? Da, nu pot, n-am aceea. Dar, nu, dar nici aș vrea să las loc de bună ziua, pentru că nu pot. Mă duc acasă și plâng. Dacă nu-mi convine acum de tine și eu încă și stau eu cu tine că... jumătate de oră, mă duc acasă și sufăr. Zic, bă, că am aici picioare. Nu, dar ai dreptate. Sunt oameni în viață cu care nu trebuie să lăsăm neapărat loc de bună ziua. Nu trebuie să... Nu am chestia asta să mai dire. Adică dacă îmi place de tine, te sun și zic, nu știu, s-au întâmplat pe mulți care nu-i cunoșteam,
le-am, nu știu, place piesa lor sau ceva și le scria mesaje și le sunam, încercam să iau cu lor să zic, bă, ce tare ești, sau dacă nu-mi place, tot la fel zic, nu zic, da, e ok. Nu zic, nu am prostia asta. Sunt omul extremelor și... Ai deranjat. Da, am deranjat mult, da. Și încă deranjez, dar nu neapărat cu existența, da, cu consistența. Și da, și nu vreau sincer să fiu, nu... Adică aș încerca să schimb cumva, dar în același timp nu vreau să o schimb, știi, eu un conflict. Să rămâi tu la fel, da. Să nu te schimbe pe tine, da, nimeni de pe să, poziție. Nu da. Pot să vin la tine doar că ai vizualizări, de exemplu, știi, să-ți ia modul aia acasă. Dacă nu-mi place, nu pot, ce să fac, asta e, atâta pot. Crezi că, bine, faptul că nu ești disponibil și dispus să faci compromisuri, nu este ceva rău, adică e o treabă foarte bună. Păi nu, e bună, dar în industria asta trebuie să faci sute de compromisuri, trebuie să te duci acolo, să stai cu eu. Dacă munceam la studio și nu-mi plăceau de ăla care compunea cel mai bine, nu puteam să iau piesa de la el, că n-aveam stare să stau lângă el, adică într-un fel e o greșeală, știi? Da. E una e să, dar nu pot, n-am ce să fac, nu știu, așa să construi. Nu, care a fost cel mai, nu știu, incomod lucru care ți s-a întâmplat sau vreo ipostază în care ai fost... pus și de atunci ai zis, nu pot nu. Să zic că e așa. Fără să dai nume, evident, da. Nu te pun să dai nume. Un marele compozitor al României care, așa. Nu știu, poate... Dar să dăm nume. Da, nu, mă, și mi-a zis... Nu, eram la studio și... Dai seama, la studio mai greșești, mai până-mi vezi piesa, nu eram nici eu un mare... Adică stăpâneam așa totul în regulă și nu mai știu, mi-a zis... Cânti ca un cur și... Cântați ca un cur și vreți hituri sau nu mai țin minte cum mi-a spus exact, sincer să fiu... Mai bine te și vezi deși urmele tale și știi, Gerchera, și am luat tot așa succesul în... Vezi așa ceva în față? Da. Da, erau ăsta care voia el să vină perfecționist și și Arci, că a fost o greșeală, dar eu nu o consider nici acum. V-ați mai văzut de atunci? Da. N-am mai văzut, da. Nu, lui se părea că era așa ceva, e ok. Și cum era, de exemplu, cum să spun eu, că e și la aroganța asta sunt multe, cum era Sorin Popa, da? Era când zicea săracule, râdeai, îți venea să le iei în brațe, da? Adică, exact. Știi, sunt niște, adică nu zicea săracule în sensul de, bă, corect, n-ai corect. Așa era vorba lui, de aia are o dulceață, altfel, știi? Altfel e un om super profesionist, e exact, glumesc, super se de luai treabă, ca atare, te ajută dacă ai, da, așa e vorba lui, adică poți să înțeleg. Nu era cu răutate, nu era nimic, cu răutate, din contră, poate e și drag de tine când îți zice, știi, altfel nu te bagă în seamă. Adică știm să facem diferențierea asta, știi? Da. Dar când îl vezi chiar și eu, nu pot să mă duc doar că la o să-mi facă hit-ul, să mă duc să înghiți, da, așa este. Plus că și plătești, nu? Mă gândesc nu, că scoteai. Nu, că nu plăteai, plăteau ca să ai discuri atunci pe vremea aia când îți povestesc eu în 2014-2013. Dar n-am putut să fac treaba asta. Nu mi-a părut rău, sincer, niciodată, că eu în mintea mea zic, bă, am ținut capul sus, dar nu poate să zică nimeni că a venit ăla, era pe aici, luam la mișto și până... Adică nu o să poate zică nimeni. Da, mă, venea în fiecare să-i dăm o piesă, ia-o, mă, du-te dracu, știi? E cam așa voiau să facă cu tine. Să stai, să te înjosei, să ai poate mai pentru zi. Că au fost obișnuiți cu alții artiști la început de așa, drum. Acum când lumea a înțeles despre ce e vorba și fiecare își face piesele lui și nu mai trebuie să fii semnat cu nimeni și nu mai trebuie să faci nimic, acum ei probabil, da, nici nu se mai aude de ei. Dar nu e treaba mea asta, dar cumva sper că și-au dat seama. Da, crezi că s-au simplificat lucrurile în industria asta muzicală? E mai greu sau e mai ușor ca înainte? Nu știu, luând în calcul și YouTube-ul și TikTok-ul și Facebook-ul. E mai ușor și... acum dacă ai și ai bubuit pe TikTok, poți să faci cu telefonul ăsta tot ce n-ai făcut cu sute de mii. E și un plus și un minus, știi? Da. Că poate apar unii așa, ca ciuperce după ploaie, fără păi să aibă mare dacă au talent și zic ceva mișto, oricum așa e acum, totul s-a simplificat de afară. Fără talent, asta oricum asta e trendul, de afară e ceva, n-ai văzut, nu o să mai vină pardon, nu o să-ți mai vină voce, acum vin doar... Da, ăsta e trendul, asta vrea lumea. Păi și nu e frustrant pentru voi care aveți o voce, care aveți talent, care aveți o experiență? Nu e frustrant, că dacă vrea, adică sunt, nu știu, îți dau, vine minte acum, Liviu Teodorescu, așa mi-a venit minte, că l-apreciez mult. Păi nu o să poată să-l dea niște no-name-uri jos, că el are tot ce trebuie, are talent, are voce, are... Și are publicul lui. Și are publicul, adică degeaba apar în 100, el tot o să aibă, știi? Da. Ți-a dat așa... Da, exemplu mi-a venit primul în minte, știi? E talentat, da, frumoasă. Da, mi-e place mult, foarte mult. Cu adică o să dispară, din păcate, cei care au voci și talente, dar nu au posibilități. Că e mai greu să-ți știi să... Na. Asta e foarte greu, știi că, apropo de X-Factor, sunt mulți care aveau talent, dar nu au putut merge mai departe, nu știu ce le-a lipsit. Pentru că X-Factorul te ajută, e o rampă de lansare. Da, dar mai departe, cine ține? E un...
Adică oamenii n-au nicio vină că tu nu mergi mai departe în carieră și că n-ajungi cunoscut, n-au absolut nicio vină. Ține doar de tine, da, cred, nu? E și noroc mult. Crezi în noroc? Asta urma să întreb. Da, eu sunt foarte norocos, deși în ultima vreme mi s-au pus așa câteva semne de întrebare, nu știu, am pățit un alta care... Dar sunt niște... poate e mai bine, poate urmează ceva și mai bine, poate ce am vrut eu n-a fost bun pentru mine, adică eu tot timpul iau așa, câteodată mi-e greu, dar n-am ce să fac, aia e, nu mai trebuie mai, să treci și stau trei zile în pat, mă, supăr și pe aia revin. Ce faci Nadir când e supărat chiar? Meditez, asta îmi place. Eu dacă am ceva practici care... meditație, meditație? Da, nu, la meditație un pic altfel, nu chiar meditație, am zis așa, meditație din punctul meu de vedere, nu meditație, meditație, deși pe aia omule mai fac. Stau cu mine, dar stau până vine o idee. Dacă trebuie să fac ceva și nu-mi iese, supărat și așa, stau o zi, două, trei, cu ochii închiși, practic, dorm cum ar veni, nu la masă sau ceva, stau în pat. Da. Și mă, domnul, să vină, cum să vină, mă întorc și eu acolo. Ceva. Și vine, da, tot timpul a venit. Da, nu știu. Te adică descarci, ai cui să te confesezi, nu, prea, genul ăsta? Nu pot să zic, eu vorbesc cu mine, mă, nu, asta, caut, așa n-am găsit. Când eram mic, am mai fost la psiholog, știi? Era mic, aveam, nu știu, până în 20 de ani. Și, dar nu trebuie să am o chimie ca să vorbesc cu cineva și nu pot să mă duc să văd. Sau prieteni sau... Nu. Nu. M-ai lovit. Nu pot să zic, nu prea există prieteni. Eu am câțiva prieteni buni, dar nu e felul meu să... Să te descarci, să spui da, ce nu pot să zic. Cred. Da, nu pot. Mi-e așa, mi-e foarte greu să zic. Te-au dezamăgit prietenii în viață până la această vârstă? Până acum vreo 10 ani când păsa de treaba asta, dar acum nu mai am așteptări și nu mă dezamăgesc prietenii. Practic că nu am așteptări de la nimeni. Dar m-au dezamăgit mulți prieteni. Poate și eu pe ei, și cum e. Dar cum poți să înveți să nu mai ai așteptări? Că e cam greu să zici asta. Nu știu, mi-a venit, m-am avut un ajutor mare. N-am așteptări de la nimeni tot timpul. Eu ajut pe toată lumea, încerc. Și nu te-a făcut asta mai rece cu oamenii din jurul tău? Nu, te-a înrăit? Nu, asta am și mereu. Eu și la restaurant, când mă duc, nu pot să zic, auzi, zic, fiți amabil și toată lumea zice, că nu te-ai învățat, mai ales Georgiana zice mereu, tu n-ai înțeles că nu se întoarce nimeni la fiți amabil? Și eu zic, asta este, nu pot să zic, auzi, mi-e rușine să zic, auzi. Da, știi, adică trebuie să fiu beat rău să-i zic, auzi. Asta ține de educație și bravo ție. Da, nu asta pot să spune zic. Multe despre tine. Da, și ce mai, bă, am înțeles, e ok, dar nu vezi că ăștia nu se întorc? Că nu se întorc. Încearcă tu să-i fiți amabil să vezi că zici de 7 ori până se întorci. Te enervezi, auzi, bă, dacă nu mai ai ce să mai faci, bă, nu merge. Da, așteptări când vine vorba despre prieteni, despre oameni care fac parte nu, din viața am, ta. Am câțiva prieteni, 3 maxim 4, pe care știu că pot să mă bazez la orice oră și ei pe mine și eu pe ei, n-am format așa o, și e știm bine sigur. Că ai? Da, i-am. I-am. I-am și am câțiva pe care i-am descoperit din greșeală, nu sunt prieteni, sunt așa cunoștințe, dar care m-au ajutat într-un mod în care nu știu cum o să pot să le mulțumesc vreodată. Chiar am câțiva care sunt mai mult decât prieteni. Serios? Adică da. Deși ți-am zis, suntem așa, ne-am văzut de 3-4 ori, dar mi-au schimbat viața în foarte bine. Nu vreau să vorbesc de ei, că nu vreau să așa, nu le place. Dar referitor la ce? Da. Adică, cum adică m-au ajutat viața? Când am avut cea mai mare nevoie, și cu bani, dacă am fost blocat sau ceva, sau și cu sfaturi, cu niște legături, care toată sunt mai... imposibil de da, accesat. Degeaba ai bani dacă n-ai o conexiune, da. Sunt și suntem așa, suntem chiar frați, suntem, nu știu. Dar tu ierți când te enervează cineva, ierți sau ești eu dacă mă enervezi acum în momentul ăsta, tu sau oricine, dacă mă enervez, sunt taifun, zic ce și nu o să auzi nici... imediat. Și în 2 minute nu mai am nimic cu tine. Dar în momentul ăla sunt... Dar nici nu mai poți să mă vezi ca acum... Ba nu, n-am... Depinde ce s-a întâmplat. Depinde ce s-a întâmplat. Normal că, na. Dar dacă mă enervez, adică când mă enervez, mama mea, nu vrei să fii lângă mine. Și îmi pare rău după aia, zic, Doamne, ce am zis. Dar după aia nu mai am nimica. Și eu, toată e chestie bună. Adică n-am, eu nu pot să țin. Că și de-aia și când mi se mai întâmplă să fiu supărat și vreau neapărat să pedepsesc pe cineva între ghilimele, nu știu, să-l dau afară sau să-l... Trebuie să o fac atunci. Și zic, bă, acum trebuie să fac asta, că eu peste 10 după aia zic, să mă dă, Doamne. Dar dacă asta treaba asta se întâmpla să... Nu mai poți să mai întorci la persoana respectivă. Fie că e prieten, că e... Bă, am avut câteva și de astea, dar apoi mi-am cerut scuze dacă a fost. Zic, bă, îmi cer scuze că am vorbit așa, dar ăsta e felul meu. Eu, după aia nu mai am nimic cu tine. De cele mai multe ori am avut dreptate. Dacă ai dreptate, bine, și dacă ai dreptate. Ce zic eu în momentul ăla e... Pa, de să nu-l găsim vreodată pe Nadir nervos, mă sperii. Da, am așa. Dar mie îmi place că eu nu țin, știi, treaba să mi-e întrece imediat. Și n-am nimic cu nimeni, nu doresc
nimănui nimic decât să fie cel puțin la fel de bine ca mine. Ce-mi doresc mie, doresc tuturor, n-am nicio, asta știi? Adică din punctul ăsta de vedere, stau să mă gândesc, da, bă, zic atunci în momentul ăla, bă, oricine m-a enervat și tata și oricine. Dar nu e cu răutate. Dar nu zic, dar o zic, mă descarc. Adică mă descarc chimia, nu țin în mine. Doar... Ai avut vreo ceartă nasoală cu tatăl tău? Nu. Nu, nu, nu. N-ai nu, zis... nu. Nu, dar noi suntem prieteni, avem o relație prea mișto, adică n-am... Nu, eu cel puțin nu l-am supărat niciodată. Mi-aș dori să am... Păi, toată când mă gândesc așa cum mi-aș dori să am un băiat ca mine, nu l-am supărat pentru că n-au ajuns la el supărările mele, știi? Adică n-a aflat de niște chestii pe care le-am făcut eu, să zicem așa, ca să-l supăr. Că așa, dacă dai seama, ca orice om a făcut fiecare, am făcut prostii, dar nu l-au afectat pe el, știi? Na, ce nu știu, nu te o doboară. Și atunci pot să zic asta că nu l-am supărat niciodată. Și dacă ar afla, ce crezi că ar face? Na, ce să mai fac? Acum sunt prescrise, da? Dar... Adică chiar nu l-am supărat niciodată, n-a avut niciodată o supărare din cauza, nu zic de note sau așa, da, că așa da, n-am da. Avut supărat dacă avea 10, că știa că am copiat. Nu l-ai dezamăgit, nu l-am dezamăgit, nu i-am creat niciodată o supărare mare. L-ai simțit poate și mai sensibil și și-a dorit cumva să vă ia așa sub aripa lui și după... Nu neapărat, dar mie mi-a plăcut după tot timpul să... După pierderea mamei tale, asta da. Vreau să spun. Nu, că el chiar a fost, adică bine, a fost că l-a dărâmat rău de tot, dar el a fost mereu lângă noi, nu ne-a arătat niciodată vreo, adică știam noi când mai prindeam, că plângea, că era sensibil mereu când se întâmpla. Da, 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 așa e greu să ai puterea lui, adică chiar greu, greu, a stat lângă noi, a venit, na, e prea mult. E prea mult. Tu aveai 12 ani, nu? Mhm. Ai puterea să povestești puțin, să-mi spui cum s-a întâmplat și cum ai aflat și cum a fost pentru tine copilul de la 12 ani, Nadir? Și pentru frații tăi, normal. Păi, sincer să spun, cumva le-am ascuns treburile astea mine, adică n-am prea multe amintiri, au fost așa, sunt băgate undeva. Da, 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 le-am băgat, dar a fost greu, îți dai seama, că n-ai, poate să, când îți moare părintele și dacă are 150 de ani tot e greu, mai ales dacă ești copil și ai cea mai mare nevoie și urmează apoi, nu-ți dai seama poate atunci, a murit, nu știi exact cum s-a dus, s-a dus la Dumnezeu, dar după aia îți dai seama, știi, pe moment atunci poate nu e ceva pentru un copil. Corect. Nu, după nu-ți dai seama, da, după aia îți dai seama, după unul, după două, după un an, după doi, când crești și îți dai seama de toate. Mereu am spus că și fetițele și băieții adolescente, după aceea femei, bărbați, au momentele lor, știi, când trebuie musai doar cu mama să vorbească și sunt momente când doar cu tatăl au nevoie să vorbească, știi, că sunt momente și momente. Da. Când au fost momentele alea de a avea nevoie de mamă, la cine te duceai? Am avut-o pe sorme, da. Sorme, ți-am spus, m-a ajutat mult de tot și cumnata mea mai apoi. Uh-huh. Când era, da, prima oară, sorme a fost foarte, nu știu, a avut, ți-am spus, a avut un, că nu, toate femeile care devin mame sunt și mame. Corect, corect. A avut instinctul, da, matern. Da, foarte. Adică chiar am simțit treaba asta și m-a ajutat mult de tot. Dar tu cum ai înțeles faptul că mama ta nu o să mai fie acolo cu tine? Ți-am zis? Și că nu o să mai spui mama. Băi, sincer, nu știu cum am înțeles. Chiar nu știu, ți-am spus, eu și chiar îmi doresc să aflu treaba asta, da. Că sunt niște chestii așa din copilărie pe care nu mi le amintesc și adică... Și ți le-ai fi dorit să le... Da, și vreau să le, vreau să nu știu cum să le accesez acum, chiar caut de ceva timp, fără mișto. O spun eu, cum? Da, prin hipnoză sau prin ceva, prin nu știu, că n-am reușit să fac prin meditație. Trebuie să rămânești în podcast al meu. Da? Da. Cu cine? O să spun. Păi spune ce e, dacă e podcast. Păi nu știu dacă o să fie dat când îl dau pe al tău. Înțeles, încă nu l-ai. Puneți puțin pe Îți spun, o să și cunoști. Și hipnoză sau? Mai stai câteva minute. Vine? Da. Serios? Da. Nu cred. Ba da, serios. Uite, seama că da, cu ea da. Trebuie să fac. Dar și eu că cred nimic în... nu e bune? Întâmplător. Foarte serios. Uite da. Că acum da. Că eu cred da. În treaba asta. Eu, tot ce mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat așa. Da, mi-ai uite, spus chiar, mai devreme și vrei de... să spun ceva? Eu astăzi vorbeam despre asta. Să mor eu pe bune, acum mai dat cu virgulă. Pe în bune vorbeam minute. Astăzi. Mai este puțin. De, uite, mai avem gata, nici nu mai mă interesează, vreau să fac programare. Nici mă interesează cine e, că da. Seama că e pentru mine. De ce crezi că acum simți nevoia? Acum ești bărbat, ești tata, păi, ai o spun familie, sincer, ce? Am niște de ceva timp, acum chiar nu credeam că o să spun treaba asta vreodată, nici măcar în privat, apoi într-un podcast. Simt că s-a dereglat ceva în mine de vreo, am trecut printr-o perioadă foarte grea. Nu mă refer la bani sau la, da. Nu asta, adică... Nu știu cum să-ți explic, am avut așa niște devieri de comportament, adică le simțeam, n-am făcut ceva, știi? Da, că da.
nu mă regăseam cumva, zic, bă, ceva nu e bine, nu știu, n-aveam chef astăzi de nimic, mâine aveam chef de toate, niște stări anxioase, n-am avut depresie, adică la modul că, nu știu, am la depresia aia gravă, știi, în care să nu mai pot, adică am făcut tot ce a trebuit, nu știu cum să-ți explic, nu pot să n-am așa că m-am mai băgat într-o zonă. N-ai ajuns la limită. N-am ajuns la o limită, dar am simțit că ceva nu e în regulă, că bă, zic, ceva din mine vrea să iasă, dar nu știe pe unde. Știi? Adică, sau că eu trebuie să aflu niște chestii. N-ai văzut luminița aia și de la capătul. Da, cumva am încercat, făceam, eram bine, după iar de așa, dar nu știam de ce. Practic asta e problema, și că nu știi de ce, că dacă știi de ce, știu, mă doare piciorul stâng. Eu simt o durere, dar nu știu unde mă doare. Exact, sunt sănătos, am copii sănătoși, am familie. Exact, duc o viață fericită, n-am, Doamne ferește, n-am, nu suntem bolnavi. Eu la asta mă gândesc tot timpul, când am trecut prin perioade mai grea, zic, bă, am copii sănătoși, sunt fericiți, ce. Și te gândești la alții, la poate, care da, n-au. Da, păi care... n-am, numai când zic asta mi-a trecut, știi? Exact. Adică n-am... Sunt norocos, tot timpul mi s-au... Am sincronicități 100, n-avem timp să le povestim. Tot timpul mi-am dorit ceva, am obținut. Mai greu, mai ușor, dar câteodată ești într-un minut... e normal să... Da, adică n-am probleme din astea și din cauza asta. Aoleu, nu știu cum să-ți zic. Am auzit oameni care au probleme, fac faz din nimica, că nu m-au... Știi, adică da, că... Da. Zic, mamă, dacă aveam problemele voastre, eram șmecher. Așa e, da. Cam așa. Și atunci te liniștești. Și atunci dai seama, știi, că n-am nimic, asta cel mai cu sănătatea, cel mai mă gândesc. Și zic, bă, sănătății, restul, zic, scapabil, știu, n-am nicio problemă, știi? Și așa te-ai gândit că dacă ai accesa amintirile din acea perioadă? Da, dar chiar îmi doresc treaba asta, mai ales de vreo săptămână, că știu sigur că nu le am, că n-am amintiri. Da. Adică e... Nu că mi se pare mie că nu mai țin minte pe 13 iulie 45 ce am făcut, știi? Nu țin minte ani de zile, înțelegi? Și atunci zic, băi, vă fi de acolo, hai să o luăm cumva. Uh-huh. Crezi, nu știu, că poate apropiații au încercat cumva... De acum a început podcast. Acum a început podcast. Crezi că și din perioada aia, pentru că, repet, aveai 12 ani. Da, păi nu, sigur din perioada aia, clar. Din perioada aia, toți au încercat cumva să aline durerea, să-ți dea tot felul de preocupări, de activități, să nu uiți. Uh-huh. Poate fix asta ar fi trebuit să faci, să trăiești puțin șocul ăla, să trăiești puțin suferința aia, nu? Da, n-am, adică mă gândesc că nici n-am cu cine să vorbești, adică eu mă gândesc în fiecare zi la treaba aia de 20 de ani, mă gândesc că bă, le-au mai murit mamele unor oameni, dar nu să gândesc în fiecare zi la aia, nu știu, că nu poți să te întreb, nu poți să întreb, știi? Dar așa mi se pare mie, că la mine e ceva mai mult, că mă gândesc tot timpul, că mă gândesc la tata tot timpul, mi-aduc aminte că mă gândeam la tata, dar cât mai trăiește, că, știi, adică ai niște chestii de astea. Știu dacă... Gânduri normale. Înțelegi, da? Da, ești ok. Da, da. Nu, știu că este ok, dar eu zic în sensul că mă gândeam tot timpul, bă, ceva nu e regulă, hai să vedem de unde e. Ai rămas puțin și cu teama că dacă mama ta a plecat atunci când erai mic, se poate întâmpla asta cu oricine din familie și cu cineva apropiat, nu? Asta oricum cred că... Na, te gândești, da, dar eu parcă mă gândesc tot timpul și la copii și mi se pare că, bă, dacă mă gândesc la mine că mor, știi? Exact. Dar și zic, bă, și n-ai cum să trăiești cu teama asta în continuu. Ceva undeva, adică știu clar că e ceva pe care am ascuns. N-am o problemă, ți-am zis, nu mă doare nimic, nu mă da, sunt niște chestii mai profunde. E undeva, exact, e mult mai abia profund. Abia aștept să te de podcast, să mă cu cineva. E ce face, exact, și tu trebuie să descoperi la tine. Să adu aici, dacă a venit, pune eu scaun. O fii atent, o să vezi. O nu, să dacă descoperi. E așa, bă, dar vorbesc la mod cel mai serios ca astăzi. 100%. Începe 100%. Cu A? Da. Nu cred, n-are cum. Pă bune? Nu știu la cine te referi. Anca? Da. Mamă, n-ai cum să mori. Serios vorbești? Mă iubești? Pă bune că n-aia mă gândeam, bă, Doamne ferească. Pentru că nimic nu e întâmplător. Păi în nu, viața că asta. Gata. Bă, dar zic după aia. Nimic nu e întâmplător. Deci n-ai cum. Nu? Nu, nu cred. Îți dorei? Nu auzi că azi am vorbit despre asta, vă jur. Deci, eu ca să înțelegeți, mă rog, n-am fost noi prieteni, n-am avut Doamne, ieșiri. Doamne, ce-am făcut pielea de găină. Dar ești, mi-ai părut așa mereu genul de om... Pe caterincă, să zic așa. Da. Mereu cu zâmbetul pe buze, foarte serios, punctual. Ai venit oricum prea devreme azi. Eu ori nu vin, ori vin mai devreme. Da, nu că nu păreai genul, ai ascuns. Mi se pare așa că e genul care preferă să-și trăiască problemele undeva departe, să nu, da, nu afecteze să zic, nici da. Măcar familia, nu mai de public sau de familia, fans. Familia, te mai vede, te mai așa, dar dacă aș putea, aș ascunde de toată lumea. Da. Da. Și uite, pentru că nimic nu e întâmplător, da, o să ai timp suficient. Mai nebunit și astăzi. Sunt sigură că o să... Dar nu cred, să mă gândeam, deci ceva rău. Uite, se pare că e, se pare că e prea mult. Și te apuci de treabă? Păi 100% acum, nu mai am... Ai fost... Păi și ce am zis, ca să spun ceva. Vorbeam cu Georgiana, că nu mai e un gând așa.
Poți să zicem numele acum? Sau poate nu e același nume, să nu... Și al doilea e cu M? Da. Păi să... Fărească Dumnezeu, n-am cum să mor eu dacă m-ai nebunit. Ce în gură, faraone. Mi-a dat totală să mor. Deși fiți atenți. Da, uite ce putăiați, că nu e ca și cum suntem în direct. Mi-a zis, bă, încearcă... Nu tăie, mă, nimeni, da, nu, ești păi cum nu, să tăiem, că mă gândeam, nu zic, tai nimic. Vorbeam cu... Bă, astăzi, așa. Bine de mai mult timp. Da. M-am urmărit-o pe Anca Maftei, da? Da. Am urmărit-o, am așa, da, am acel treaba să am o conexiune, că am urmărit-o în toate podcasturile în care a fost până acum. Da. Nu cred oricum, n-are cum, ceva rău. Așa. Și astăzi, vorbeam cu Georgiana și aseară. Da. Și mi-a zis, bă, dar de ce? Mi-a zis, bă, cred că vreau să-mi luau hipnoză. Căutam de-astea. M-a văzut ea că am făcut o meditație într-o seară și ai făcut, zic, da, dar zic, vreau să mă luau, să caut. Și m-am mai vorbit de ea și de Anca. Și zice, bă, dar uite la Anca Maftei. Și zic, bă, mă duc, dar nu știu, dar n-are acum, gata, mi-ai dat răspunsul, mi-a venit răspunsul. Eu tot timpul caut asta, mă, să mă de ce ceva rău, nu știu dacă ți... Zic, bă, dacă trebuie să fie, hai să se întâmple, să fie. Știi, știi? Ziua. Bă, n-are cum, că așa ceva nu se mai putea, n-aveam nicio șansă să mă întâlnesc cu ea. Adică, așa, știi, nu era la vreo emisiune de... Da, nu mai, gata, vreau să mă prog asta, între când e liber. Pă bune, nu, că îți dai seama. Deci bă, astăzi și el. Ce bine am făcut eu astăzi. Deci pe bune vorbesc. Da. Și am zis, eu nu am fost sigur, nu știu de ce să zic, știți, bă, da, hai că mă mai uit și așa. Dar eu cred că undeva în subconștientul nostru, fiecare cred că avem nevoie să accesăm ceva din spate și ceva din trecut. Iată, m-ai pierdut. Dar te gândești, bine, te gândești că poți să afli și lucruri pe care n-ai vrea să le știi? Nu, vreau să le știu. Nu, asta știi care e problema la mine? Eu sunt, nu pot să fac ceva dacă nu știu cum să-ți explic. Vreau să am controlul cumva. M-am gândit, bă, nu cred că îmi poate să mă hipnotizez. Bă, nu sunt eu singurul, nu știu acum Michael Jackson și restul nimeni, știi? Adică clar are un leac și pentru mine. Dar nu pot să mă las în... Adică... Bine, sunt și alte în afară de hipnoză, dar o să te explice. Da, și adică dacă îmi zici las-te pe spate că te prind, nu mă las niciodată, știi? O să fie 100 de oameni în spatele meu, da. Nu pot să fac treaba asta. Ai mai fost la psiholog, nu? De mult, am zis, acum 20 de ani. De ce? Atunci cu ce motiv aveai? Sincer îți spun iar, pe bune că nu mai știu de ce m-am dus. M-am dus tot așa, să vă ce-i cu mine, care-i treaba. Oricum, era, la un moment dat, după vreo 10 ședințe, ceva ne-am blocat. Nu mai puteam să-i mai zic nimic. Până atunci am zis că nu știa nimic, am ascultat zi. Ai avut un blocaj, da? Da, și n-am mai zis, am vreo 3 ședințe, am zis același lucru. N-am mai putut să trec de treaba aia și nu m-am mai dus. Că nu m-a obligat nimeni, m-am dus eu, știi? Poate dacă eram... Auzi, tu plângi? Cât eu? Ai plâns ultima dată? Zilnic. Dar plâng, mă emoționez așa, plâng, nu știu cum să zic eu, că tot timpul sunt recunoscător și dimineața și seara și mulțumesc pentru ce am și că așa, am și să face pielea pe mine așa și îmi dau la chimne, serios. Nu te întreb la vreun film, te întreb când ești tu cu tine. Nu, la filme, nu, serios vorbesc, zilnic. Zilnic când mulțumesc pentru tot ce am. Mă ia așa, mă ia când și întreb lumea, zic, bă, voi vă ia așa când, că pe mine intră tot așa, intră ceva în mine, știu, energie și iese. Adică simt că ajunge unde trebuie. Tu ești musulman? Eu n-am nicio religie, ca să spun sincer. Te numesc ateu? Nu, cred mai mult ești decât... Ești credincios? Da, ai credință? Da, am credință, religios? Da, nu sunt, adică intru și în biserică și în moschee și la unde vrei tu. Adică n-am undeva, nu, că asta nu înțelege niciodată toată lumea, că exact, bă, ești ateu. Bă, nu sunt ateu, că eu cred mai mult decât mulți oameni. Nu ești religios, ai dar credința nu în poate să, dacă a fost Dumnezeu sau Allah sau Buddha sau așa. Da, cred că a fost cineva, cred într-o energie, cred într-un univers, am credințele astea. Uh-huh. Adică cred eu treaba asta de la tata, religia ta să fie omul, să fie un om bun. Restul... Dar crezi în semnele astea divine, nu știu... Da, păi nu auzi că nu știu cum să-ți explic, că sunt uimit că mi s-a întâmplat asta, dar eu știu că numai așa mi s-a întâmplat toată viața. Mi-am dorit ceva, eram, bă, așa și a venit, adică n-am, dacă închidem ăsta, zic 50 de variante. În afară de surpriza mea, povestește-mi una care se poate multe, povesti. Na, ce, multe. Prea multe. Nu știu ce zic acum una. Tot ce mi s-a întâmplat în viața mea a fost din greșeală, între ghilimele. În afară de pierderea mamei, ați mai avut vreodată vreo cumpănă? Ceva foarte greu pe care ar trebui să treceți? Când eram eu mic sau... Oricare care îți vine minte, nu știu, poate problemă de sănătate, poate... Nu, de sănătate. Financiară, adică, poate... Nu, nu știu, financiară orice. La noi nu eu, și e o chestie care încă... trebuie să umblu, ca să nu mai zic treaba asta, ați o zic ție așa, mie nu prea-mi pasă de bani. Adică nu pun, nu-i prezi, număr, nu așa, da, că, o chestie care nu e ok, cum am zis-o eu acum, dar ați înțeles ce. Adică nu pot să pun că financiar, că am avut 10 milioane sau 10 lei, tot ăla să... Ai știut și cum e să ai și să nu ai, nu? Da, nu am pus pe treaba asta. Da, da.
Dar de sănătate cu tata, acum că are și el niște probleme, dar înainte nu. Adică până acum câțiva ani, cum până la modul ceva greu, greu, nu. Ești alături întru totul? Tatăl tău ești? Da, cum pot, că din păcate acum suntem și noi, sora mea e plecat, fratele meu e plecat, ăla e aici, sunteți fiecare împărțit. Copii e mai greu puțin. Și tatăl tău este unde? Este aici, în România. Este aici. Da. Da, când la mine, când la el, în fine. Cum ești tu ca tată? Toată, nu zi-mi știu. Așa, în câteva cuvinte. Cum te vezi tu? Dacă te raportezi tu la tatăl Nadir. Păi aș vrea să fiu prieten cu ei. Acum sunt și un pic mici, dar oricum tot au nevoie și... Să fim prieteni, să ne jucăm, să-mi zică problemele lor. Vreau să-i fac așa natură, să-mi zic primul om la care vin ei când au ceva o problemă, să fie părinții ori, ori. Da. Bine, aș vrea să fie amândoi, practic. Amândoi. Da, uite, apropo de momentele alea, știi? Fetiță, băiat, vor fi momente când vor veni la tine. Da, corect. Momente asta când e normal, că și noi. Pentru da. Că mama... Aș vrea să fiu, adică în genul să nu le las să experimenteze. Îmi doresc mult treaba, nu zic aici jucul să cazi. Îi zic doar, vezi că dacă faci treaba aia s-ar putea să cazi. Dar las o facă, să nu vadă cum panichezi? E. Mă panichez, adică nu că mă panichez, sunt așa, dar trebuie să-l las să facă, știi? Da, adică da. Și cu venea tot timpul la aragaz, nu știu ce, și am luat așa ceva mai încet și am pus mâna pe ea să vadă, nu da, înțelegi, da, la modul da. Ăla. Uite, da. Aici vezi că vedea tot timpul vine, bă, să înțeleagă pericolul. Să înțeleagă omul despre ce e vorba. Știi, adică nu l-am, da. Adică îi arăt exact. Pericolul. Cumva să-l și învețe, nu poți să-i vezi că sar pe geam. Corect. Și vezi tu ce se întâmplă. Corect. Adică da. Explici în să-i așa, oprești da. Acolo curiozitatea, că da. De fapt nu, să vadă despre ce e vorba, da. Să nu mai, unde poți, că nu poți să-i arăți totul, nu poți să-i arăți cum e să-l cași mașina sau... Da. Dar explici de atât de multe dar ori... Dar ce crezi că ai preluat de la tatăl tău în materie de sfaturi? Adică ce crezi că ai moștenit? Băi, el a fost tot timpul treaba asta, să le încerci pe toate, să nu rămâi cu nimic. A fost un... Adică nu nea, nu face aia, nu face aia, acum nu face aia. Deschisă cu da, voi, da, nu... da, da, da. La un moment dat, nu știu exact cum a fost cu ceilalți, că eu eram... Dar cu mine m-a lăsat să experimentez. Da. Realizezi? Da, și eu mă gândesc, mamă, ceva... și cum era pe vremuri, da. De o să l-ai simțit vreodată depășit de situație? Spuneai că erau momente când da, îl mai vedeai și că... Nu, nu, nu l-am simțit. Plâns, da, poate, l-am simțit. L-am simțit, ne-am simțit pe noi depășiți de situație. Că a fost prea așa, când mă gândesc, se pare că nu pot să fac ce a făcut el. Acum că știu ce a făcut, știi, da, că înainte când era da, mic, se părea da. Că nu face nimic. Știi cum e, da, nu îți dai da, seama da, de da. Cât de greu e. Da. Adică nu ți se părea că nu puteai să evaluezi normal, ce faci. Normal, erai și copil. Da, erai da. Nu... Dar raportându-te la voi care erați patru, știi, și da, tu ești tata, da. Ai el doi. N-a avut niciodată o zi încă, adică eu am mai avut în care, bă, azi n-am chef de nimic, nu știu, lasă-mă, lăsați-mă, pace că azi. Dar el n-am auzit asta niciodată. N-a, chiar n-a fost. Și n-am avut eu probleme lui niciodată. Adică, din punctul ăsta de vedere, e greu să fii... E eroul tău? Da, 100%. Este. Da, da, da. Ce relație are cu cei mici? Ce, îți dai seama când e... E ca bunici copii, se bucură e de prezența... E bunicul acela care permite tot, le ia tot, da, le... nena... Și când ești bunic e altceva, na. Păi asta zic. De fapt, abia când ești bunic ești... Exact. Da, cu bunicii e greu, că n-au nicio dăi bătaie. Atunci e bucuria, da. Da, e normal. Ce îți lipsește acum? Bă, nu-mi lipsește nimic. Vreau să cred că am învățat așa prin toate experiențele și lecțiile pe care le-am primit și să le pun în ordine. Vreau, în momentul ăsta îmi lipsește o ordine în sufletul meu, să le pun așa pe toate, să le bag pe toate. În... Adică am hainele curate, dar nu-s băgate în sertare, nu știu cum. Mișto comparația, da. Da, cam așa. Da. Cam așa. Ești un om dificil? E greu să conviețuiești cu Nadir? Cred că da. Punându-te, de exemplu, în locul Georgianei. Ce? Serios? Da, ea e... E important dacă poți să zici asta și dacă realizezi. Da, sunt. Dar sunt dificil, dar sunt și... Adică te fac să și râzi, să și plângi. E cumva o balanță. Dar ea e o mamă super, adică am avut noroc chiar... Și ea e la fel, ea e la fel ca tata, și aceeași zodie. Și nu există, nu pot. Și la mine nu există, nu foarte pot. Foarte ambițioasă. Da, dar toată mai, cum să spun, nu știu dacă... Cedez, e greu spus că nu las niciodată, n-am zis gata, nu mai pot, nu știu ce, dar mai am momente așa când zic, bă, dar ce, nu știu cum și acolo să te ridice sau ai simțit-o și pe ea că a zis da, sau nu, și nu, ceva? Nu, și nu la pot, ea. E, descurcă-te. Nu, 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 nu. Dar nu mai pot. Nu, e alături. Știu că și ea, adică ca fiecare relație, ți-am spus, în toată, ți-e greu, bă, nu da. Știu.
Dar nu, n-am simțit niciodată că cedează. Asta a fost un lucru mare, că dacă aveam lângă mine o femeie care era la două zile plângea sau așa, era nasol. Am avut noroc. Mm-hmm. Am noroc. Cu încrederea și cu comunicarea. Știi că foarte mulți începem să realizăm că de fapt mai sunt și alte lucruri care sunt importante într-o căsnicie, într-o relație. Da, mai depinde decât... de firea cum fiecare, normal, cum suportă. Că degeaba realizezi dacă nu mai poți. Normal, normal. Voi de cât timp sunteți împreună? Bă, noi ne știm de mult de tot, dar adică am fost împreună, după aia ne-am despărțit, după aia am fost împreună. Dar așa, de când nu ne-am mai despărțit, din, de când s-a născut Teve. Adică de atunci nu ne-am mai despărțit. Adică de ce? De 8 ani, 7 ani. Și nuntă n-ați făcut, nu parcă? Nu, nu, n-am făcut, dar o să o facem, dar eu am așa un gând la nu, nu vreau să fac o nuntă normală, am un gând mai o surpriză. Normal, cum să facă normală? Poate să, nu pot să, nu, nu, de nuntă normală, nu la modul că să fac ceva mai extravagant, nu vreau să fie așa cu bimbi, vreau să plecăm noi și cu niște prieteni apropiați, adică ceva mai simplu, nu, în sensul că ceva cu 2000 de invitați. De ce? Nu știu, așa mi se pare, vreau să-i fac ei o surpriză, că practic la nuntă nu e surpriza ta. Și acum am să vadă podcastul ăsta. Georgiana, vezi că o să-ți fac o păi nu, că știm, de, vorbim despre asta. Da. Că mi se pare că la nuntă nu e, de fapt. La botez aș face. Botez m-aș... Mă, deci nu-i face în viața ta o surpriză unei femei să-i zici că o duci la restaurant și de fapt să o duci să o măriți. Lasă femeia să se aranjeze, să fie frumoasă, păi nu, să nu, se nu, dechisească. Păi nu, așa facem, păi nu, așa, pentru că am încercat așa de ziua și i-am zis, vezi că vreau să plecăm acolo, acolo, du-te, fă-ți trebuie, nu te iau în pijama, nu te iau în pijama. Așa, și vezi pe o nu, plajă, vreau, adică undeva, să știm amândoi, așa, dar să fie petrecerea noastră în care să ne bucurăm noi, să nu mă interesează, a venit ăla, să stau acolo, unde îl pun pe ăla, ia-l pe ăla, avea la să supără, cu tine am vorbit mai mult, cu pisoi mai puțin, cu tata mai... Să nu mai interesez de nimeni, da, 10 prieteni, care nu... altceva familia. Dacă suntem noi, pe normal, altceva dacă suntem noi aici 20 de oameni să facem o petrecere, altceva să facem cu 200. Foarte frumos. Pe foarte frumos. Vorbești cu una care a avut nuntă peste 200. Și unde tu n-ai venit? Și ție ți-a plăcut? Până n-am putut să ven. Adică te-ai distrat rău, 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 rău? Rău de tot. Ei, atunci o să urmăm pasul. Rău de tot. Mie mi se pare că vreau să fac să fie petrecerea așa noastră. Așa simțiți în care voi, să, da. În care stăm noi, nu mă interesează, bă, cum ești, mersi că ai venit. Și când o faceți? Nu știu, când o să fim pregătiți de treaba asta, că sunt mai multe surprize care includ asta. Poți să... E că nu o să fie în țară. Poți să... Gata. Da, copii vă mai doriți? Băi, sincer, mi-am dorit mulți copii. Dar e foarte greu să ai grijă la modul, adică eu nu m-aș lua bună niciodată, o avem pe soacra care se ocupă și mulțumim, dar n-am aș, n-aș avea niciodată încredere să las cu cineva, putea să fie cu 7 camere și 50 de microfoane, nu pot că știu cât de greu e și dacă ție toată îți vine să-l iei să-i faci așa, că ăsta e adevărul, oricine ar zice pe aici că îți vine toată să, na, te enervezi, n-ai ce să faci, tu vrei să, tu ai, în fine, da, altcineva care nu e alt, nu e nicio rudă, nu e a lui, nu e așa, mai dă și două capace. Și dacă îi dă două capace, nu știu cât e. Dar cine mai între 5 și 7 ani. Și atunci nu pot. Și de ce să facem noi să recâne viața așa frumoasă, să riscăm libertatea. Auzi, dar care mai ne-a stămpărat dintre ei doi? A, fii meu, ăla e ceva... El? Ia... Ea sau el? Nu, nu, el, el. El, nu? Nu, ea e... Că mă uit la tine pe stories și mai ea, dacă... stai cu ea, nu-ți dai seama care e adultul și care e cu fac eu mai multe probleme. Nu, e vei cu minte, se trăiește dimineața, așa ce curat în cameră, ceva care ți se pare că ești într-un vis. Na, a, educația. Nu, caracterul nu, ei, la nu? Ea, da, nu, la ea e oricum, eu sunt tot timpul de... când o să se uite la asta, să nu se supere. Nu. Sunt tot timpul că între ei doi, ea are o... adică nu fac diferență, dar mi se pare că e ceva divin în ea, nu știu, ceva, o strălucire. Și la el, dar el e mai mic încă, nu-ți dai seama, că și ea era, când era mică și până o îmbrăcam să o ducem la mall, durau două ore, trăgeam doi oameni de ea să o îmbrăcăm, adică era, dar acum că e mai mare, e, nu, nu știu, trebuie să-și facă temele, să facă curățenie, să aibă grijă, să face curat în casă, ceva care nu găsește și e inteligentă, e, zice, na, nu știu cum să spun, vorbește de stele, de ceva. S-a schimbat pe tine ca om venirea pe lumea copiilor? Da, da, da. Mă, eu sincer să fiu, nu cred că eram aici dacă nu aveam copii. Nu eram, n-am tot pe la cluburi, tot pe la ceva. 100%, mereu zic, bă, ar avea copii, era vai de capul meu. Te-ai maturizat? Da, da. Ai simțit? Eu am fost tot timpul matur, dar eram și aveam două laturi și așa, adică știam exact ce trebuie să fac, să muncesc, să-mi dezvolt business-ul, nu știu ce voiam să fac, dar eram și destructiv. Adică nu ieșeam la club joi și mai veneam luni.
Aveam și partea asta ai avut întunecată. Ai avut vreun viciu vreodată? Pe toate. Ai renunțat singur la că ele? Că suntem la, cum îi zice, detectorul de minciuni. Ai renunțat singur la ele? Da. Ești genul care știe să pună stop, gata. Nu prea, dar am renunțat, adică mi-am dat seama actua, dar nu am suportat niciodată să mă critique cineva, să-mi zică gata, bine, nici n-avea cine, că eu sunt boiau. Ești leu. Da, sunt lui Ozu leu. E leu. Da. Mi-am dat seama de multe lucruri, bă, nu e bine aici, nu e bine aici, nu e bine să duci în cor, nu e bine să... Na, ca ai fiecare. Așa o teamă pentru ceea ce urmează având o fetiță și un băiat? Da, pentru viața lor, pentru anturaje, pentru obiceiuri, pentru mă gândesc tot ce urmează. Mai mult la ce se întâmplă lumea asta, că e ceva rău ce se întâmplă cu toate nebunile astea, că nu mai știi care e stânga, care e dreapta, ca să nu intrăm în... și mi se pare că sunt depășiri. Sunt casă de dreapta. De mijloc. Mi se pare că nu sunt pregătit eu mental, nu pot să accept niște chestii care ni se impun. Da, uite, nu mai știu cine spunea, era Ciprian Marica, cred că la podcast, da, care de gând la un moment dat să plece. Și țară. Eu, dacă aș putea nu să... Nu se vede crescându-și. Da, nici eu. Eu vreau să mă mut în ori în Dubai, ori în Dubai. Serios? Da, voiam America la un moment dat, dar nu prea mai vreau acum după, nu știu de ce, mi se pare că nu-i prea e safe pentru copii. Mhm. Uh-huh. Și vreau în Dubai. Asta în viitorul apropiat? Da, sau? În viitorul. În ultimii 2 ani am zis că anul ăsta sau anul viitor, dar acum cred că peste vreo 2 ani. Păi și ce faci cu band-ul? Păi fac acolo. Ai început podcastul vorbind de faptul acolo. Că îți cauți band și acum ești că te muți în Dubai? Păi cred că acolo îl găsesc. Acolo îți dai la casă. Corect și asta. și e și mai bine acolo. Da, e. Dar de ce Dubai? Îmi place siguranță. Mie, da, siguranță, nu luxul, confort, da, pe luxul depinde unde te duci, că și acolo iau și ferentari și da. Vedem doar dorobanțul, da. Că faci o prezentare despre România cu cioflinceni. Vorba vine că e bine acolo. Da, mi se pare că ai... Da, mi-aș dori mult, îmi place, mă simt și... Sunt într-o țară unde vorbesc limba, mi se pare că e un conglomerat așa, ai toate limbile acolo, ai toate oportunitățile. Și ar merita și un podcast acolo. Da, și un podcast. E un fel ca cum e stația Victoriei la metrou de acolo. E toate. Fix asta voiam să zic. Bun, deci planurile sunt așa, îți doresc să vă mutați în Dubai, da, toată familia. Da, să e puțin mai îndepărtat, să zic așa, da. Adică. Afacerea, business-ul cu casele în continuare construiți? Da, facem, uite, că nici n-am apucat să spun, mai băgat în atâtea astea. Aveam și eu de spus așa. Da, te rog. Facem un complex eu și cu câțiva prieteni de-ai mei în Snagov. Bun. Eu mă las pe spate, zi. Dar nu asta era cel mai important lucru, deși și ăsta e foarte important. Vreau să fac, eu îl urmăresc de mult pe Grant Cardone, nu știu dacă toată lumea știe sau nu, și vreau să fac neapărat, mi s-a părut foarte tare că la el te duci cu puțin bani și devii investitor. Poți să te duci cu 5.000 de euro, cu 10.000, cu așa și ești acolo. Leilor. Nu, că-l fac deja, sunt cu actele aproape gata. Nu, și o să fac o platformă, un fel de crowdfunding, dar nu e crowdfunding, e puțin altfel, în care dacă ai bani și încredere în Nadir. Abilitățile mele, care toate n-au fost bune, dar de cele mai multe ori da, poți să devii investitor afărătudine, adică eu pun o sumă de bani și mai atrag cu mine și încă 500, 1000, 50, 20.000 câți ori vrea universul. Nu e o chestie piramidală, nu? Nu, are treabă. Nu, devii investitor în proiectul meu. Zicem că proiectul meu costă 10 lei, eu pun 2 lei și încă 8 lei strâng de la 100 de oameni. Adică nu e ceva care poți să tu câștigi mai mult la mai puțin, mai adupă un bine. Poți să aduci un prieten, dar nu câștigi nimic. Da. Gata, asta a fost? Da, mi se pare o chestie foarte tare. Nadirom Invest o să se numească. Și e, ai început acum, deja? Acum, da, sunt actele între, mai o lună de zile maxim. E în prima audiție, n-am spus nimănui. Doamne ajută, bravo. Să fie într-un ceas bun și să nici meargă. Nu voiam să spun, dar acum mi-ai zis, tu mi-ai deschis. Bă, stai că mă... Am mai aplicat asta, am făcut să te deschizi. Exact, să m-ai făcut să și plângi, să și râzi. Am văzut că aveți și un site, un business cu haine. Da, da, asta e al Georgianei, da, Zari. Al Georgianei. Mm-hmm. Adică tot al nostru, în familie. Al ei, zis bine. Al ei, ea se ocupă, da. Dar cum are timp ea și de copii? Și păi nu știu nicio asta ți-am spus, că da, e foarte agri. Face și sală bine acasă acum cu bandă, că dacă îți mergeași la sală mai pierdeași timpul. Dar bine, îți mergeași la sală. Depinde cum e. Dar e mai simplu acasă. Avem o cameră unde
Are... Bun. Da. Deci, avem și un iepure. Nu cred. În casă? Sau da. În casă. E copilul nostru, doar noi în pat de unde afară. Ai și un câine. Nu. Dar ăsta e ca un cățel, promit, o să ți-l arăt. Ai și văzut cu un gloz ăsta mare. Să întinde, să... Da. Deci, oricum, dorința ta mare, asta este, pe lângă afaceri, business, așa, plecări, mă rog, s-a spus într-un viitor mai îndepărtat, să-ți găsești liniștea. Da. Și să găsești niște răspunsuri. Simt așa că de un ultim an, dar ți-am spus, am avut niște... Adică nu le-am avut din cauza ultimului an. Probabil acum au ieșit la suprafață. Sau la suprafață. Nu știu, să-ți spun că dacă știam, le rezolvam. O să le știi, mai să-i puțin. Acum asta nu plec de aici. Că trebuie să vină Anca. Nu știu, trebuie să-l iau pe Fimiu, să-l duc la tuns, dar lasă că-l ia masa. Spune-mi puțin, cum ți-ar plăcea să te perceapă pe tine oamenii? Băi, cum vor ei. Un om, în primul rând, care mai și greșește, a greșit de multe ori. Am învățat din ele, nu o să mai greșească. Și indiferent de un om, un om care și cu bune și cu rele, că am și părțile mele rele. Dar și nu părțile ești un om mele rău, bune. Asta cred că ai nu, vrea nu, să... Nu, sunt un om rău, nu sunt clar, asta e sigur, am o inimă mare. N-ai și vreau rău? Să mai fac și eu, nu, n-am făcut rău niciodată nimănui, asta e clar. Cu voia mea, că rău probabil ai făcut, îți dai seama, fără să vrei. Dar intenționat să fac cuiva rău, n-am, nu pot, că eu cred mult în karma asta și nu am cum. Crezi în karma? Nici dacă aș vrea, n-aș face. S-a întors roata în viața asta? Nu, am avut noroc, nu s-a întors, dar nici nu am făcut ceva intenționat niciodată. Chiar n-am făcut rău nimănui niciodată intenționat. Să îmi pun eu așa în cap, gura să-i foră. Că am rănit pe cineva din greșeală, probabil, clar. Iar ai puși, te-ai... Da. Nu mă dacă refer la relații. Dacă plecai joia, te întorceai duminica, asta, ce să mai știi? Nu mă refer la asta, că astea sunt, na, nu, da, astea... Asta da, era așa, eram spânzurat până acum. Ți-ai fi dorit să mai întreb ceva? Am omis ceva? Nu pot să-mi dau seama că eu, sincer, să fiu pe mine mai deconectat de când mai zic că vine Anca. Mă gândesc numai la cum s-a întâmplat treaba asta și am deci văzut. Deci nu mai, asta, mai am nici nimic în cap. Ați a meritat 100%. Da, pe bune, nici dacă nu vine să cred. Deci pe mine de atunci nu mai am nimic în cap. Serios? Serios. Eu am simțit-o ca fiind o discuție și foarte relaxantă. Te-am simțit așa super... Da, păi am dat, mi-ai auzit că am zis și vrut și nevrut. Și mă bucur tare mult și ne vedem în Dubai. Deci chiar a meritat. Chiar a meritat. E primul tare, podcast la care am venit. Nu știam acum să spun așa înainte de... Păi de-aia că am scontat cam anime da, jos. N-am fost... Am nebăgat ăsta. Și zic, bă, să mergi, să nu mergi. Cam să mă duc eu. Hai, nu minți că mi-ai spus da din prima. Nu, eu zic ce am gândit eu. Da. Nu că n-am, adică nu că nu-mi doream, zic... Că mi se pare, zic, bă, ce mă întreabă, mă, eu zic oricum răspund la orice prostii, zic, mea, ce o fi. Era frică? Nu mi-era frică, știu că oricum răspund și zic, bă, eu sunt, nu pot să mă gândesc înainte, știi? Văzut că nu te-am întrebat dacă avem întrebări, nu te-am întrebat nimic, n-am avut nicio... Dar eu nici am întrebări. Nu știam cum stă situația. Am zis, bă, poate să mă bag într-un pac, pac, acolo, în colț. Ai răspuns dacă te băgăm așa? Păi asta e problema, că răspund, eu n-am... Păi mai stai puțin așa. Și zic, bă, vreau prost, că eu sunt spontan, nu le filtrez. Da, da, ce să te întrebi? E problema asta. Nu vreau să te pun în situații, s-a terminat timpul. A sosit Anca, da? Ai emoții pentru întâlnire? Da, pe bune am să mor, pe bune. Păi n-auzi că e ceva care eu... Care era probabilitatea să vină în casă? Nici măcar nu mi-am că mai e pe cineva, zic că e ultima zi de filmare, nu mi că ai mai multe în aceeași... Asta tot aia. Să crezi tu, mai am. Și mai am și mâine. N-am știut. N-am, tot pe hipnoză. Păi să zic pe la ce oră să vin. Pă bune, chiar m-a dereglat. Adică nu că m-a dereglat, mi se pare că zic, bă, uite, tot timpul... Adică e clar că cu ea trebuie să fac. Aveam chestia asta, nu știam, bă, cu cine. Uite așa m-am întâlnit și cu Cerasela. Mai lasă-mă un minut să zic că e prietena noastră bună. Chiar dacă închizi, nu știu. Nu de... Deci eu cu Cerasela e exact aceeași situație, pe cuvânt. Da. Căutam life coach. Da. Dădeam pe internet de mult, 2000, eu m-am întâlnit cu Cerasela prima oară, cred că în 2010, 2011, nu știu, 2012, 2000, de mult rău de tot. E foarte mișto Cerasela. Da, foarte, foarte mișto. Căutam pe net. Coach, life coach, primele ai văzut reclame, Vasilica, Margareta, zic, bă, cu ce dracu mă duc eu să fac coach, că nu poți să, adică e ceva, nu te duci la, nici la, da, nicăieri nu te duci, dar la piață, da, n-ai văzut că te uiți, spune ei roșiile alea. Cu cine fac eu, mă întreba, exact același lucru ca acum, să mor, de-aia mi-a și primit în gând, fix același lucru, mă uitam, zic, bă, cu cine să fac, bă, cu acolo, acum nu era așa cu 700 de podcasturi cum era, Anca, lăsa, nu știai, n-aveai, nu era nimeni pe internet cu life coach. Mă uit și mă duc la Don Cafe să ne întâlnesc cu cumnata mea și la 3, să zic, îți dau un exemplu, da, numai și ora. Și am auzit mai devreme cum ajung eu.
bă, hai, vină un cap unui tunel, mai stau 10 minute și... Nu, cum, ba da, și cum n-a dumneavoastră, mai era cineva, nu mai țin minte să zici. Ce tare. Și zice, uite, aici era Sela și am văzut, dar nici măcar n-a zis cu ce e. S-o întreb și pe ea, că am văzut da. Că sunteți prietene. Și avea o agendă. Și eu am întrebat, ce faci cu agenda? I-a zis, seama, pe un om pe care îl cunoști acum, prima oră, adică, ce treabă ai tu cu agenda mea? Și a zis, sunt life coach, aici am notez programările. Să mă uite, să o întreb. Și am zis, n-ai cum. Și a zis, cum? Și cum să n-am cum? Dacă zic eu, nu, zic, că n-ai cum să l-am cum. Zic eu, asta caut, să mă dacă te vin, vorbesc, am cel mai sus, nici acum nu vine să cred. Deci ea era cu agenda și eu nu a zis nimeni, ea ce era la life coach, nu știu, ea ce era la și eu am întrebat, ce cu agenda aia? Nu te întreabă nimeni dacă pui acum, ce cu agenda aia? Da. Și așa am făcut mult timp și cu ea. Și ai și apelat, da. Da, păi îți dai seama că am zis, ce dracu, nici m-a mai interesat ce a făcut, eram sigur că ea e. Și chiar ea a fost, că are un talent mare de tot, adică te face, nu știu, pe mine cel puțin am avut o chimie cu ea peste 100%. Asta e important, să-ți găsești tu acele răspunsuri. Da, dacă vine atunci, eu mai am vreun dubiu acum că nu iau încă ce trebuie. Și că n-ai făcut alegerea bună. Exact, dar deci mă mai interesează, mă direct, poate să și dacă nu e. Da, să ții minte, da, că te-am sunat și ai venit și... Gata. Adică să-mi fii mie recunoscător. Gata, când la botez. Doar 5.000 nu mai rămâi. Mulțumesc tare, tare mult pentru că ai venit. Și eu, chiar am meritat. Chiar am meritat. Dacă vă sună să veniți. Dacă nu vă sună, sunați-o voi. Ești foarte tare. Și tu, mersi mult. Chiar mersi. Acum îți mulțumesc că uite ce vezi, m-am tumbat și hainele și folier, că am zis că le-am, dar nu, adică m-ai ajutat să-mi găsesc... Uite cine îți face ordine să tare. Să-ți mai ajutat să-mi găsesc omul care face ordine. S-ar plăcea să prinzi o emisiune cu mine? Da. Iar? Iar. Păi și vezi câți bani mai cer iar, că iar. Păi nu mai cer acum, că iar mă dau afară. Acum zic, dați bă, cât vreți voi. Cum merge în care să mai și dani? Cât vreți voi. Ce o fi, o fi. Cer tu mai mult și îmi dai și mie. Mulțumesc. Mersi și eu. Au fost Nadir și Nadira, căci... Pentru dumneavoastră. Ne vedem mâine la 8. 9! Eu vin de la 8. Așa. Să ai viață frumoasă, ne vedem mulțumesc în Dubai. Mulțumesc la fel, naștere ușoară. Și... Mulțumesc. Naștere ușoară, dar nu acum. Dar nu acum. Nu azi. Și ce să zic, a meritat această întâlnire din tot sufletul. Și uitați-vă bine la el, pentru că data viitoare, nu știu unde o să-l mai vedeți la alt podcast, altă emisiune. Dar vine aranjat și o pe interior. O să fie într-o altă dimensiune noul Nadir. Ai că așa o să fie. 100%, n-am niciun dubiu, da? Serios. Ai zis. Mersi, a meritat. Mulțumim.